Municipiul Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș și Ansamblu Folcloric Național Transilvania organizează miercuri 1 decembrie de la ora 14 un concert extraordinar de Ziua Națională a României. Evenimentul va avea loc în Piața Revoluției din Baia Mare, iar pe scenă vor urca îndrăgiți artiști din Maramureș și nu numai. Spectacolul va fi organizat cu participarea extraordinară a orchestrei și corpului de balet al Ansamblului Folcloric Național Transilvania și a fanfarei municipale Baia Mare. Miercuri 1 decembrie de la ora 14, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Municipiul Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș organizează concert extraordinar de Ziua Națională a României. Vor concerta Ionuț și Doinița Dolănescu, Călin Brăteanu, Lavinia Goste, Adriana Irimieș, Petrică Mureșan, Dumitru Dobrican, Florentina și Petre Giurgi, Alexandru Pop, Voichița Nemeș, Corul Bărbătesc din Finteușul Mare și mulți alții. Te așteptăm să sărbătorim împreună! Accesul va fi permis de la ora 12 publicului doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și siguranță împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, purtarea măștii de protecție și distanțare fizică. Iar pentru copiii sub 12 ani, accesul va fi posibil cu respectarea măsurilor de protecție și de siguranță. Maramureșenii sunt așteptați să participe îmbrăcați în costume tradiționale românești pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României.